Peter Ketchkemet a venit în vara trecută la Volley Club, dar nu a convins la formația pregătită de Dan Gavril și Nicu Buruș. Ridicătorul maghiar de 27 de ani a avut evoluții oscilante în ultimul sezon și de aceea conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile sale. În această perioadă vom renunța la ridicătorul Ketchkemet din Ungaria. Vom încerca să aducem un alt ridicător care împreună, sper, cu Kazacu să facă cuplu de ridicători. Va trebui să aducem neapărat un fals și încă un secund. Voleibaliștii petreni se află în această perioadă în vacanța de vară și au programată reunirea lotului pe data de 1 august. Echipa va rămâne în vacanță până la 1 august. De la 1 august va începe o pregătire de 10 zile de acomodare la efort, după care echipa va pleca într-un cantonament de 10 zile la Durov. Din eșalonul 2 voleibalistic, în divizia 1, au promovat direct Universitatea Cluj din seria Vest, respectiv Tricolorul Ploiești din seria Est.